Domnule profesor, stimată doamnă, ați împlinit 50 de ani împreună, frumoasa vârstă. 51 aproape. Aveți vreun secret special? Cum ați reușit? N-are rost să vă spun că tineretul astăzi, nu știu dacă mai este fidel acestei concepții, mariaj îndelung. Cu un singur partener. Nu prea cred că este secret, că au fost atâția oameni în sală care au împlinit 50 de ani. Deci se pare că este ceva legat de generația noastră. Poate că este legat de generația noastră. Ce anume? Ce resort? Ce întâmplare? Dorința de a face lucruri împreună. Și toleranță în același timp. Înțelegere unul pentru altul. Astea nu le mai avem noi astăzi? Poate că gradul ridicat de socializare prin tehnologia prezentă permite fiecăruia să aleagă între foarte multe drumuri și atunci poate că nu mai au timp să comunice soții între ei. Să aibă și vreo legătură cu profesia dumneavoastră? Predați la... Nu cred. La Politehnică organizarea... Are vreo legătură? Organizarea producției cred are vreo legătură nu, cu are legătură viața? Cu ceea ce e noi, nu ca profesioniști, ca ceea ce e noi ca indivizi. Altfel sunteți mulțumiți de cum merge societatea, orașul? O, sigur, dacă ar fi să... Școala? Sunt lucruri... Ingineria, industria? Totdeauna au fost și sunt lucruri bune și lucruri care mai lasă de dorit. Lucrurile s-au schimbat, chiar compar studenții de acum cu cei de acum 40-50 de ani. Și nu pot să pun numai plusuri și numai minusuri. Lucrurile s-au schimbat și peisajul este cu totul diferit. S-ar putea să mă înșel? Vi se spunea cumva americanul? Așa am auzit și eu după o vreme. V-a influențat cumva acest continent, țară, Uniune? Da, știți, v-a influențat activitatea, nu știu, știți, viața? Un student m-a întrebat odată, dar de ce ați ales să vă întoarceți? Și răspunsul meu a fost, nu m-am întors niciodată definitiv. Sufletește. Fizic ne-am întors. Acum, dar sigur că ne-ai. Scuze că eu v-am cunoscut doar pe dumneavoastră, doamna, prin ce domeniu a activat? Prima mea iubire a fost fizica. Sunt doctor în fizică. A doua mea iubire, lucru cu oamenii și predau la Universitatea Tehnică, managementul resurselor umane, competențe manageriale, comunicare. Deci am schimbat, am avut doi iubiți, ca să spun așa, și pe al treilea. Dar faptul că și-a schimbat domeniul spune ceva, pentru că în fizică a obținut și premiul Academiei pentru lucrare în fizică. Deci a ajuns la un nivel de performanță înalt și totuși a mers pe urmele celei de-a doua iubiri, lucru cu oameni. Am înțeles. Fizica e cea mai frumoasă să lucrezi cu oameni. Excepțional. Da. E o altă viață, mai ales de la studenți. Înveți de la fiecare serie de studenți câte ceva, interacționezi cu ei. Rămâi, de fapt, de vârsta lor. Și știți, e un mare privilegiu să fii dascăl. Când intri în sala de curs, în fiecare an, vezi ochi cam de aceeași vârstă. 23, 24 de ani. Nu se schimbă treaba asta, deși umerii noștri apasă an de an o anumită povară a trecerii timpului. Dar a lucrat cu studenții, cu cei ei, tineri, este ceva care nu se poate evalua. Ați întrebat de secret. Poate ăsta e secret. Poate și asta ajută. Faptul că în permanență ai proiecte, în permanență îi vezi pe cei tineri, le înțelegi viețile, e foarte bine. Un succes. Ok. Dar am o rugăciune.